chiar ce avem noi. Da. Ce? A, o mâncoliniare. A, o și mâncoliniare. Păi A și M sunt coliniare, pentru că spune din... Unit, așa. Da. Am adesea să arătăm că O este coliniar. Păi ce este P, D? Ce a zis că este P, D? P, D este congruent cu... P, D este mediatoarea lui A, B. Da. Și atunci, orice punct e pe mediator. A, orice punct e pe mediator, mediatoare și la aceeași distanță față de laturile triunghiului. Față de A și față de B. Da. La aceeași distanță de capetele segmentului. Da. Când duce mediatoarea, deci O fiind pe mediatoarea lui AB, O, A e cât O, B. Da. Pe de altă parte. Păi dacă O este și pe mediatoarea lui Q, a lui AC. Adică A, unghiul A este cum vrei cu unghiul C. Nu unghiul. Nu, A, A, O este cât O, C. O, C. A, O, cât O. Păi dacă A, O, cât O, C, nu rezultă că O se află pe AM. Atunci și O, B câte O, C. Da. Și atunci O este pe mediatoarea lui BC. Și mediatoarea lui BC este AM. AM. Și gata. Da. Deci A, O și M sunt coliniare. Deci cum redactăm? Punctul care punctul, punctul C. Deci la C o să spunem? Că O se află pe mediatoarea laturii AB. Am zis așa, mediatoarea lui AB intersectează mediatoarea lui AC, no, egal mulțimea formată din punctul O, și atunci rezultă că OA, OB, OC, toate egale, da? Toate egale, da. OA egal cu OB, egal cu OC. OC. Rezultă de aici că rezultă că O se găsește pe mediatoarea laterii BC. O aparține mediatoarea lui BC. Da? Și de desubt avem că A e mediatoare a lui BC. Asta îmi spune că punctele O, A și E coliniare. Da. O, A și E coliniare. Crezi că de repede am mers? Da. Dacă ne-am prins de poartă. Punctul D. Periciul trebuie să fie cât... Periciul cât B perpendicular cu... PQ. Q. Paralel cu BC. Păi avem AM, care formează unghiul de 90 grade. Da. Deci avem că sunt alteri interne. Da, PQ trebuie să o duc. Da. O duc PQ. Nu știu că pică aici tot perpendicular. Dacă ai tu un motiv să-mi spui, eu sunt foarte repede de acolo. Păi ar trebui să arătăm că triunghiul PAO, PAQ este isoscel. Pentru că dacă ar fi isoscel, ar fi ca în cazul triunghiului ABC. Și noi știind că PA este cât AQ, rezultă că PAQ este isoscel. Și deci rezultă că AM... Triunghiul este isoscel, isoscel pe același vârf. Da. Și... pe secanta formează un unghiul de 90 de grade. Și da, da. Acestea sunt paralele. Deci e gata problema, nu? Da, și punctul D. Deci o să spunem repede că avem... avem... de unde plecăm? De la faptul... de la faptul să arătăm că triunghiul PAQ este isoscel. Triunghiul... da, luăm așa. AP e congruent cu... nu? Da. A. AP e congruent cu PQ. Da. Deci rezultă că triunghiul A cu Q este isoscel. Isoscel. De desubt adăugăm că și triunghiul A cu Q. A cu Q. Nu că am scris eu că în caiet și am zis că poate am dictat greșit și poate că nu. Deci A, A, B, da. Este isoscel. A, B, C. A, B, C este isoscel. A, B, C este isoscel. Am o mediatoare. Din faptul că sunt triunghiuri isoscele,
și unghiul O, unghiul A comun, unghiul A comun, da. Așa, unghiul A comun, rezultă din aceste două că unghiul A pe Chiu, A pe Chiu, da. A pe Chiu, congruent cu A pe C. Nu? Ca o... Da. Și acum, ce calitate au aceste pentru dreptele pe Chiu și pe C? Uite așa, unghiul ăsta și pe ăsta. A pe Chiu și A pe C, nu e A pe C? A pe C, A pe C, corect. Ce calitate au A pe Chiu și A pe C? Sunt două drepte, tăiate de o secantă, care formează un unghiul de 90 de grade. Nu sunt 90 de grade, sunt două unghiuri, complet cam adătat noi. Da. Dar el ce calitate prind aici, în poziția asta, cum ăsta și cu ăsta? Că sunt congruente. Sunt congruente din raționamentul nostru, dar ele mai au calitate pentru secanta asta. Ce fel de unghiuri de lini? Alterne... Nu. Sunt de aceeași parte. Cum se cheamă? Corespondente. Și eu oblig de drepte să fie paralele. Da. Deci noi am arătat că din raționamentul nostru de o parte, ele pentru dreptele acestea. Deci pentru PQ și BC, pentru PQ și BC secanta cu secanta AB. Secanta AB. Aceste două unghiuri, unghiurile de mai sus, sunt corespondente. Corespondente. Adică deci unghiul A, A pe Q, virgulă Co, și corespondent. A, B, C. Corespondente, da? Da. Corespondente. Și congruente fiind, înseamnă că dreptele acestea nu au nicio șansă alta, nu au nicio altă variantă. Adică pe Q, pe Q este paralel cu B, C. Deci. Și M, Q cu A, B. M, Q. Uite așa, M, Q. Cu A, B. Da, putem să luăm secantă pe D. Pe P, D. D. Putem să luăm și asta. Da. Putem să mai luăm și pe QE. Pe Q, QE. E. QE. Putem lua și pe asta. Putem lua și pe... Da. Uite, cred că secantă, altă secantă mare. CP. Poate să fie și asta. Sau BQ. BQ. Dar s-o duc, ducând-o în cap figura. Sau BQ. Deci eu din dreptele care sunt de ajuns. BQ. Deci BQ pentru dreptele A, B și Q, M, nu? Da. BQ. Aș duce-o așa sau poate să fie și BC. Da. Când am arătat că BC e paralel cu BQ. Da. O să arătăm că ori sunt niște unghiuri corespondente, ori alterne interne. Păi, domn profesor, vă spun ceva. Zi. Sunt... Ba nu, sunt două unghiuri alterne interne. Unde le vezi tu? Păi, uitați acolo, unghiul Q era de 90 de grade. Q era totul de 90 de grade, da? Totul era 180 de grade. Așa, da. Da, era 180 de grade. Și pe partea cealaltă, unghiul P este de 180 de grade. Totul. Așa. Și Q într-o parte este 90 înăuntru și P pe cealaltă parte este 90. Și putem spune că sunt altele interne. Deci,
Eu pe astea două le vreau să fie paralele, vezi? Da. Și atunci? Păi dacă arăt că unghiul de 90 grade este altern internul celălalt, nu arăt că sunt paralele? Deci pentru aceste două drepte, și ce secanță să iau? Eu am zis PQ. PQ. PQ înseamnă că pentru aceste, unghiul ăsta de aici, atât da. Până aici, să fie cu care unghi congruent ca să le oblige să fie? PQ, alter... PQ, M. Da, acolo, altern în celălalt. Da, dar... ar însemna că mușcă din 90 câte o bucățică. Ar trebui să arătăm că P-O-Q este isoscel. P-O-Q. P-O-Q? Da. Ar trebui să arătăm că P-O este cât Q, cât O-Q. P-O-Q, O-Q și este, dacă ne ducem la trunghiile... Da, este. Atunci știm și că... Și unghiul ăsta micuț, cât ăsta micuț de acolo va fi, da? Când triunghi devine isoscel. Da. Și atunci din 90 scădem bucățica... Bucățica aceea și nu vă dat cât altern interne. De fapt, tot așa am făcut și cu altă, 90 da, plus. Da? Și este perfect. În condițiile astea am ieșit că unghiul ăsta de aici este congruent cu celălalt cu cele și apar ca alterne interne. Da. Da, deci este raționamentul corect și reușim în felul ăsta să ne ducem pe problemă cu paralelismul ăsta. Sau altfel. Nu, asta am ce mai singura. Dacă aveți nevoie să-mi spuneți, vă rog să văd. Deci eu dacă arăt că unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici, sunt foarte fericit pentru că pentru dreptele acestea și secanta asta apar drept corespondente. Și gata problema. Da. Da? Ei, deci trebuie să arăt că unghiul de aici este cât ăsta de aici. Dar pe unghiul mare era isoscel. Da. Da? Deci pe unghiul mare era isoscel. Trebuie să arătăm că MOC este isoscel ca să vă iasă. Deci trebuie să arăt că... MOC este isoscel. MO sau MQ. MQ. Cel, da? MQ este isoscel. Exact. Tot isoscel. Și știați că MQ este cât QC. Deci am AQ cât QC. Da. Nu? QM. Dar nu știți clar. QM este congruent. QM cu cât PB. Pentru că aici figura asta care se formează, aici este un paralelogram. Că unghiul ăsta de aici este cât ăsta de aici, știi? Că am arătat din unghiul isoscel, că ăsta cât ăsta. Știam asta. Tot așa de bine, din paralelismul care l-am arătat mai devreme, pe PQ paralel cu BC, am arătat asta, nu? PQ paralel cu BC, am și egalitatea. PQ este cât BC, cât BM ca mărime. Și fiind și paralele și de aceeași mărime, figura s-a format aici în paralelogram și atunci latura asta de aici e cât asta de aici. Da? Și cum ele, triunghiul era isoscel la început, atunci și QM este cât QC. Și atunci unghiul de aici este cât unghiul de acolo și gata. Asta nu știam să rezolv. Da. Deci din cauza asta a apărut posibilitatea să mergem și nu zicem repede cum anume. Trebuie să arătăm că triunghiul PQ este isoscel. Plecăm la triunghiul BAC. Triunghiul BAC isoscel. Așa. Isoscel, da. În care avem QI la mijloc, nu? Da. Deci AQ
Triunghiul ăsta și cu triunghiul, să luăm și triunghiul de desubt, Q mâncă. Și triunghiul Q mâncă. Q mâncă. Cele două triunghiuri, eu voi arăta că sunt congruente. Ce au cele două triunghiuri? Q, C, cu A, Q. Q, C. Am văzut o soluție mai rapid. Q, congruent cu A. Q, C, cu A, Q. Da? Da. A, Q. De acord. Ce mai am? Unghiul ăsta de aici, cât ăsta de aici? Da, din, nu știu. Din ce motiv? Păi da, am arătat mai devreme că PQ e paralel cu BC. Și asta doua parte ca fiind corespondente. Da? Deci ce spunem? Unghiul AQP, AQP, da? Cu cine? AQP, congruent cu... Și mare și triunghiul mic. Deci AQ, AQP cu ACB. AQP. AQP. Adică asta de aici, cât asta de aici, că am zis triunghiul ăsta. Dar ce triunghiul luăm? A, Q, P, da? Ce triunghiul luăm la comparat? Da. Pe A, P, Q și pe M, Q, C. Păi a scris B, A, C și Q, M, C. B. Era A, A, P, Q. A, P, Q, așa. A, A, P, Q. Așa, A, P, Q. Da, mergea și triunghiul mare, am zis bine aici. A, B, C am zis eu. A, B, C, unghiul de aici. Însă, pentru noi ne-a interesat triunghiul acesta. E bine. A, P, Q și triunghiul Q, M, C. Triunghiul Q, M, C. Cele două triunghiuri au? Ce au? Congruent cu AQ. Q, C, congruent cu A, C, da? Unghiul AQP este cât AQP, Q, M. Congruent cu Q, P, M. Deci am arătat unghiul ăsta. E congruent cu care unghi? Cu ăsta de aici, nu? Ca fiind da. Corespondente. Corespondente. Așa. Și trebuie să mai arătăm că A, M, C, M, C este cât P, Q. M, C, congruent cu P, Q. M, C, congruent cu P, Q. Și de aici vezi, conform congruenței celor două triunghiuri, că... Latură, unghi, latură. Da. Latură, unghi, latură. Rezultă că... Triunghiurile luate... Q, A, P, A, Q. P, triunghiul, P, A, Q, congruent cu triunghiul Q, M, C. Q, M, C. Și fiind congruențe, rezultă că și unghiul tare. Că și unghiul Q, M, Q. Q, M, Q. Congruent cu unghiul A, Q, P. A, Q, P. Și fiind congruente, rezultă că unghiul, unghiurile care eu vreau să fie asta. Unghiul de aici, congruent cu ăsta? Da. De aici, da? Deci apar pentru aceste două drepte, secanta așa asta și le obligă să fie unghiurile... deci pentru astea două drepte apare secanta... așa. Unghiul de aici trebuie să fie congruent cu ăsta de aici. Și apare corespondent. Da. Deci unghiul care am spus noi, M, Q, C. M, Q, C. M, Q, C, da. M, Q, C. Este congruent cu Q, A, P. Q, C cu P, A. Q, A, P. Q, A, P. Q, A, P. Și de aici rezultă că dreptele care sunt MQ, MQ, paralel cu AB. Da. Deci observăm din nou o problemă foarte interesantă. Problemă care ne-a solicitat, mai ales punctul de la sfârșit. Da?
Eu am să cer scuze acum, că chiar au probleme să mă rezolvă, da? Și rezolvă la revedere. Bun, la revedere. La revedere.